jurnalist, comentator, fost președinte al televiziunii poloneze, figură foarte proeminentă a dezbaterii politice și culturale și intelectuale din Polonia de azi, și l-am rugat pe Bronisław Wittgenstein să spună câteva cuvinte despre dealul volum de Bronisław Wittgenstein, va apare chiar cum numește Înțeleg la Editura Humanitas, mai încolo, sper că nu în 5 ani. Și deci la mutare Bronisław Wittgenstein și cu ajutorul unui profesor Constantin Giambașu, cel mai potrivit traducător din poloneză în română, să spună câteva cuvinte despre ce reprezintă Alexander Vata, la urmă este Polonia, țara prezentată ca în centrul acestui târ. Deci, și avem carta lui Vat, mi se pare perfect normal să discutăm ce reprezintă Alexander Vat în cultura poloneză. O să vedem ecourile cărții și să vom vedea ce reprezintă Alexander Vat în cultura românească, dacă vor fi, și să sperăm că vor fi aceste ecouri. Deci, promenici. Dziękuję bardzo, ja tu mam szansę mówić o pisarzach, o których najchętniej mówię, czyli wczoraj coś powiedziałem o Kołakowskim, dzisiaj mogę powiedzieć o Walcie, więc bardzo to dziękuję za tę możliwość. Vă mulțumesc foarte mult că m-a oferit posibilitatea de a vorbi despre unul dintre scriitorii la care țin foarte mult. Ieri seara am vorbit despre Kołakowski, acum iată vorbesc despre Alexander Vat. Dlaczego należy czytać Vata? De ce merită să-l citim pe Vata? Czy tylko dlatego, że to jest wybitna literatura, wspaniale napisana, mimo tego, że to jest dialog? Numai pentru că este o literatură excepțională, un text foarte bine scris, chiar dacă este în forma unui dialog. Takich książek świetnie napisanych o komunizmie było jednak trochę. Totuși există și alte cărți bine scrise despre comunism. Czy dlatego, że to jest doświadczenie osobiste? Przecież takich doświadczeń było wiele, opisywane wielokrotnie. Să citim pentru că este o experiență ieșită din comun, asemenea experiențe au fost foarte multe, nenumărate. Czy dlatego, że dostarcza odpowiedniego zestawu informacji? Tych informacji inne książki dostarczają więcej. Sau să citim pentru că ne oferă foarte multe informații, asemenea informații rezultă din numeroase cărți, din numeroase tratate. Otóż Vata należy czytać dlatego, że on zobaczył coś, co mało kto był w stanie zobaczyć. W tym, co się stało, w tej tragedii, w której on uczestniczył. Vat merită să fie citit pentru că el se află printre puținele persoane care au văzut cu proprii lui ochi ceea ce se întâmplă în sistemul în care a devenit victimă. Zobaczmy, zacznijmy od początku. Widzimy młodego człowieka, młodego, wrażliwego człowieka, który u początku XX wieku, w pierwszej połowie znużony starą kulturą europejską, zastanawia się, jak można by odnowić, jak można się z nią bawić. Świat staje się jedną wielką perspektywą. Wszystko zrobić można. Zaczynając tu perioada din tinerețe, când el cunoștea foarte bine cultura europeană, dar cuprins de o anumită apatie, este provocat de schimbare, ce pot eu să schimb, care este noua paradigmă, ce pot să fac în continuare într-o viitoare perspectivă. Można kulturę stawiać na głowie, można się nią bawić, można ją niszczyć, przecież ona jest ciągłym źródłem, ona nie zabraknie jej nam, jak sądzą wówczas młodzi ludzie, można z nią robić, co się chce. Tinerii considerau că poți să faci ce vrei cu cultura, poți să o răstorni, poți să o modifici, poți să faci ce dorești. Ale poza tym ci ludzie są wrażliwi jak Vat. Widzą niesprawiedliwość, nieszczęście, ból dookoła siebie. Dar Vat jest un om sensibil, el vede nedreptatea, vede suferința din jurul său. Ale nagle okazuje się, że mają w zasięgu ręki klucz, klucz mądrości, który wyjaśnia nie tylko to, dlaczego zło się dzieje, ale jak zło można ze świata wyeliminować raz na zawsze. Și li se pare că ei dețin cheia, și anume, cum am putea noi să schimbăm realitatea, cum putem să schimbăm lucrurile în așa fel încât răul să dispară odată pentru totdeauna. No, trzeba mieć naprawdę, nie mieć wrażliwości, rozumu i odwagi, żeby nie skorzystać z tej możliwości, którą daje marxizm. Ar trebui să nu ai sensibilitatea rațiunii ca să nu folosești posibilitatea de schimbare pe care o oferea atunci marxismul. I oto Vat trafia do świata harmonii spełnionej. Și în felul acesta Vat ajunge la o lume a armoniei împlinite. Ten świat jest koszmarem. Această lume este un coșmar.
ale to nie tylko problem systemu, który rozpoznaje VAT. Dlatego tam ma jest problem systemu, który VAT identyfikuje. On nagle widzi w tej upragnionej utopii inkarnację zła. I on widzi na această utopie întruchipată încarnarea răului. To jest oblicze diabła. Este fizjonomia i transpare fizjonomia diabełului. Ale to nie jest diabeł metaforyczny. Dar nu este vorba de un diabeł metaforic. Jak przywykliśmy go w naszych czasach rozumieć, przecież my nie wierzymy w diabła z rogami, z ogonem. Așa cum imaginăm noi, noi nu credem într-un diabol cu coarne, cu coadă. Ale to jest diabeł prawdziwy. Este un diabeł autentic, unul adevărat. On opanowuje ludzi, on opanowuje zbiorowości, on się przejawia w nich. El transpare în oameni, stăpânește lumea, colectivitățile, comunitățile. On jest bytem konkretnym, osobowym. El începe să devină o entitate concretă, personală. To nie tylko metafora. Deci nu este numai o metaforă. I VAT rozumie istotę zła, styka się z nią wprost. VAT înțelege esența răului, pentru că intră direct în contact cu această esență. Ale równocześnie, stykając się ze złem samym, odkrywa, że coś jest poza. Dar în același timp, intrând în contact cu răul, înțelege că există ceva dincolo de rău. Wstrząsający w tej książce jest taki niebezpośredni opis nawrócenia. Emocjonujące na această carte jest descrierea convertirii. Objawienie się doskonałości poza złem, którą można zobaczyć pomimo skrajnego zła, pomimo demonicznego obrazu świata. Revelacja perfekcji, pe care o poți vedea dincolo de rău, dincolo de deformarea lumii. I to jest opowieść o nawróceniu, to jest opowieść również o odrodzeniu się człowieka. Putem spune că textul lui Bart este și o poveste despre convertire, o poveste despre schimbarea lumii. Nie chcę nadużywać Państwa cierpliwości. Dostałem 5 minut, więc będę się ograniczał. Nu vreau să abuzez de răbdarea noastră. Am avut 5 minute și to încheiam. Chciałbym tylko zwrócić uwagę taką dziwną asociację. Aș vrea să fac o asociere interesantă. Pod koniec lat 60-tych VAT popełnił samobójstwo. Spre sfârșitul anilor 60 VAT s-a sinucis. Myślę o innym myślicielu, który wyszedł z obozu koncentracyjnego niemieckiego. Primo Levi. Mă gândesc la un alt om care și din lagărul de concentrare Primo Levi la sfârșitul anilor 50, care popełnił samobójstwo nieco później. Care s-a sinucis ceva mai târziu. Skąd, dlaczego przychodzi mi to do głowy? Być może mimo wszystko to zbyt bliskie obcowanie ze złem, oglądanie z bliska tej nicości, która się przejawia w tym świecie demonicznym, jednak nie pozwala dokończyć życia w spokoju. Nie pozwala satysfakcjonować się normalnym życiu. De ce mi-am venit în minte această asociere? Pentru că probabil cunoașterea de aproape a răului, a acestei lumi demonice, nu permite totuși un sfârșit liniștit, să mori în liniște. Ale nie chcę, żeby to brzmiało pesymistyczne, bo przypominam, o czym jest ta książka. Ta książka jest również o odrodzeniu. Dar n-aș vrea să închei pe un ton pesimist, pentru că despre ce este această carte? Este o carte despre renașterea omului. Dziękuję. Vă mulțumesc foarte mult. Cum îl aducem pe VAT în românește? Aș dori să vă spun pe scurt câteva lucruri pe care ca traducător le-am simțit traducând această carte.